concurența este unul din cele mai tehnice domenii în zona dreptului, în zona consultanței. Are foarte multe detalii, foarte multe chestiuni care trebuie cunoscute. Deci greu ca generalist, ca avocat sau consultant în zona economică sau juridică să acoperi suficient de bine acest aspect. Deci seminarele specializate sunt, aș putea spune, de esența acestui domeniu. Încă, din câte am înțeles chiar și de astăzi din discuții, se doresc chiar abordări mai focusate, mai punctuale pe probleme din anumite industrii, anumite tipuri de comportamente și ce necesită ele. Deci specializare aproape chirurgicală, se duc lucrurile la un nivel de detaliu care ar putea să pară puțin sau prea îngust într-o altă zonă, zona concurenței. Acele detalii pot să conteze enorm, pot însemna consecințe financiare de milioane sau zeci de milioane de euro și de aceea detaliile contează. Și probabil că în viitor vom proceda și în acest sens vom începe să ne concentrăm pe zone chiar mai de detaliu, dar plin de substanță. Eu m-am simțit bine fiind în tandem cu domnul Sacăr, suntem colegi, de fapt, suntem în sensul de colegi din zona de aplicare publică a dreptului concurenței, am interacționat, ne-am întâlnit în mai multe ocazii și evident că mi-a făcut plăcere și personal să-l avem alături, e un vechi și bun profesionist al comisiei. De ce este bine? Este o necesitate. Și de aceea este bine să totdeauna în materie de concurență să ai pulsul autorității naționale, în speță Consiliul Concurenței și al autorității europene, Comisia Europeană, deoarece amândouă aplică aceleași reguli și lucrează în tandem. Eu spun ca expresie, ca să descriu această relație, că în realitate Consiliul Concurenței este o extensie, o filială a Comisiei Europene în România. Deci, în materie de concurență, chestiune particular neîntâlnită în niciun alt domeniu al legislației, regulile de concurență sunt înscrise direct în Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, deci tratatul fundamental, și sunt aplicate în același timp fie de comisie, fie de autoritate națională, din ocazia în cele 28 de state membre. Aceste prevederi sunt în cazul României și în cazul altor state dublate și de prevederi naționale, dar care nu fac decât să repete ce spune tratatul. Puteam să aplicăm în lipsa lor direct tratatul. Nu există niciun alt caz în care tratatul, care e ca o constituție, nu e un cadru general, să fie de aplicare directă într-un stat membru. Cred că cea mai bună sinteză este chiar titlul materialului informativ al Comisiei Europene pe care domnul Sacăr ni l-a arătat astăzi și care este pe site-ul Digi Competition, și anume Compliance Matters, ceea ce s-ar traduce în acest caz în prevenția contează. N-aș putea să spun că ceva mi-a plăcut mai mult sau ceva mi-a plăcut mai puțin. Toată discuția în sine a fost foarte interesantă și mi-aș permite să sugerez ca și pe viitor să existe cât mai multe de astfel de seminarii, în așa fel încât mai multă lume să cunoască, pentru că am impresia că multă lume cunoaște, dar mult mai multă lume, mă refer în general la companii, nu cunosc această practică și această a concurenței. În primul rând, aș dori eu să mulțumesc organizatorilor Euroactiv, domnului Mircea Valentin, pentru organizarea acestui eveniment, care a fost chiar special, nu numai prin faptul că s-au discutat chestiuni, zic eu, foarte noi și importante pentru corporații, ci și prin faptul că a fost invitat cineva de la comisie care a venit cu un punct de vedere, ca să zic așa, oficial. Din punctul meu de vedere, ca, eu știu, avocat intern într-o companie din România, aș spune că prevenția este extrem de importantă. Cred că în continuare probabil că nu este foarte, foarte bine, eu știu, înțeleasă, și din acest motiv evenimente de acest tip ajută pentru înțelegem mai bine rolul prevenției și creșterea acesteia în România, care totuși, în fine, este o țară membră UE
nouă, recentă și mai avem încă de învățat în domeniul ăsta.